Salut, tare și bine ați venit la un nou video, la primul video de fapt, din cariera cu Red Bull Salzburg, de manager evident. O să revin după ce customizez managerul și referitor la tricou, n-am un tricou cu Salzburg, așa că o să mă vedeți în tricou Austria Viena sau Rapid Viena sau alte tricou random. Din păcate nu am tricou de Salzburg. Dacă alegeați Austria Viena sau Rapid Viena, aveam tricou asortat. Ok, am customizat antrenorul și hai să dăm drumul cu Red Bull Salzburg, buget de 20 de milioane, foarte important. Nu o să luăm bani de la început. Activat. Așa, euro. Cupe europene, 4 minute, world class. Nu-s de legendar încă. Și stadionul e perfect. Dar o să se numească Red Bull Arena. Pentru că așa se numește și în realitate, basically, Red Bull Arena. Anwenden. Așa. Mai departe. Fotbalul este înapoi aici. Da, un mic prolog înainte de a începe această carieră. Ok, Red Bull Salzburg. Să participăm la turneul cu Ghent, cu Stuttgart, cu Antwerp, cu echipele importante. Să vedem o dată echipa, cum arată. Ok. Ok. Okugawa aici în locul lui Okafor. Nuzovic, hai să joace și el. Christensen, Nguyen-e nu intră în echipă. Da, o echipă solidă, ați zice. Alei Salzburg. Degeaba câștigă campionatul în fiecare în Austria. Așa vom juca. Primele mesaje. European International Cup, Transfermarkt, Academie. Avem 3 jucători la Academie. Este bun. Prado o să da restul. N-am nicio treabă, mă rog. Pentru început avem meciurile din turneu amical. Iar apoi avem meci în deplasare în ligă. Primul meci cu Ghent. În acest turneu o să simulez, o să jucăm meciul din ligă. Care e diferența dintre a simula și a simula rapid? Hai să vedem simularea rapidă. 1-1, ok. În grupa noastră Reims s-a bătut pe Antwerp. Păi avem ofertă pentru Camara. Ce e asta? Nu, niciodată. Nicio șansă. Dădeau 20.000 de euro plus un jucător. Da, mă salută că am venit la echipă. Mă bucur pentru viitorul echipei. Să fim în Champions League, vă asigur. Meciul 2, hai să vedem o simulare completă. Cum ar arăta? Îmi place. Îmi place cum arată. Coita, 37. Aproape. Cu ocazia că am văzut
Care e faza cu simularea? Ce simulare preferați? Cea lungă sau cea scurtă? Asta sau cea dinainte? Scrieți-mi în comentarii neapărat. Vreau să știu, pentru că până la urmă vreau să știu cum pot să fac cariera asta mai plăcută. Opa, au scăpat pe contraatac și e 1-0. Trebuie să schimb ceva. Intră Berisha în locul lui Koita. Okafor în locul lui Okugawa. Sunt obosiți oamenii. Și în rest te lăsăm așa. Hai să vedem. 1-1. Tocmai înainte să-l scot. Ocazie bună aici, însă intervin jucătorii noștri. Soboslai. 2-1. Ah. Da, m-au păcălit. 1-1 la pauză, 58% posesie, 5 șuturi, 3 ocazii, suntem pe ei. Suntem mai buni. Repriza a doua. Îmi place foarte mult noua simulare în stil Top 11. Au făcut și ei ceva bun, cei de la EA Sports. Surprinzător. 64% posese pentru noi, 5-ul ăsta trebuie să fie gol. Aproape Soboslai să marcheze. Rămâne 1-1. Hai să schimbăm strategia. Ofensiv. Trebuie un pic mai ofensiv. Cazie bună pentru Antalyaspor. Foarte bine intervenit în Vepu. Și este Soboslai. Ungurul nostru marchează 2-1. Aș putea să schimb la loc tactica. 3-1. Câștigăm lejer. Ionuzovic, 4-1, minut 91. Meci dominat copios de echipa mea. Am câștigat acest meci foarte bine. Ajungem și noi poate mai departe în faza următoare a competiției. Ok, urmează meciul cu Stuttgart. Suntem liderii grupei cu 4 puncte. Dacă nu pierdem în fața Stuttgartului, trecem mai departe. 1-1. Am trecut. 1-1 au făcut și Gent și Antalyaspor, deci suntem în faza următoare, în semifinale, cred că direct. Cu Alanyaspor. Simulăm. Din nou rapid. Vreau să vă întreb, deci trebuie să-mi scrieți neapărat. Așa am pierdut, din păcate. Simularea rapidă sau simularea lungă? Foarte important. Avem buget iată de 23 de milioane. Interesant. Mai întâi o să trimitem niște scoutere. Și știu că Salzburg are experiență cu Africa, așa că să-l trimitem în Mali. Nu pot? Nu pot. Atunci ai în Ghana. Și o să mai iau scouterul ăsta, super mișto. Și o să-l trimit în România. Normal. A pus și Moldova. Interesant. Ofertă pentru fundașul central Ramalio. I mean, l-aș mai ține, sincer. Și eu știu dacă ați văzut, am văzut o dezbatere despre tricoul lui Salzburg. Dacă vă uitați mai mult la Guler, nu e perfect aliniat. Nu e perfect aliniată linia. Delimitația între alb și roșu e foarte ciudat. Mă rog. Ofertă pentru Koita, 7.300.000. Nu l-aș vinde. Mi-aș păstra lotul. Și Dominic Soboslai, 15.500.000 pentru ungurul minune. Doresc să-l păstrez și pe el. Bun. Primul match și puteți să-mi sugerați în comentarii transferul pe care aș putea face pentru că mai am timp.
o să joc meciul cu Tirol, pentru că e un meci ușor de câștigat, basically, și să vedem ce se întâmplă. Debutul în Bundesliga, Wolfsfuß, Frank Buschmann. Hai să începem meciul. Koita, Okugawa, 1-0 Salzburg. Minutul 16, ne-am făcut meciul ușor. 1-0 din minutul 17. Pasa, deci a fost în adâncime, deși am dat-o normală. Bun pressing-ul. Okugawa. Am încercat un pic de magie acolo cu Koita, n-a ieșit. Și este pauză. 1-0 la pauză pentru Salzburg, ce alte rezultate nu le avem. Hai să începem în priza a doua. Szoboszlai. Super fază a lui Ulmer, combinație cu Szoboszlai și ungurul minune marchează primul gol. În acest sezon, primul gol într-un meci jucat de mine, când simulare cred că am mai dat. Nu știu exact. Excelentă recuperare. Tiki Taka Salzburg, 3-0. Patson Daka cred că a fost, da. Pasă prea lungă aici. S-au enervat tirolezii. Swarovski. Nu-s prea strălucitor oricum. V-ați prins? M-am grăbit. N-a ieșit nimic. Ultima fază probabil. Vine și golul 4, pasăm dacă. Și facem instrucție în primul meci din această carieră, în primul meci jucat de mine. Pasăm dacă, poate vi-l amintiți din cariera cu Hermannstadt. Poate nu, poate da. Acum știți de unde a venit, în caz că nu știați. 4-0, probabil asta va fi scorul final, adică sigur. Asta va fi scorul final. Și trebuie să fim lideri la scorul ăsta. Da, încheiem primul episod. Suntem pe primul loc, evident. Rapid Viena, principala contracandidata noastră. Apoi, etapa următoare. Avem meci chiar cu Austria Viena, aparent. Austria Viena care e pe locul 5. Apoi avem, hai să ne uităm mai bine pe calendar totuși. Da, avem Austria-Viena, acasă, deplasare cu LASK Linz, Hartberg, Altach, probabil 3 meciuri voi juca. Unul jucat și două simulate sau ceva în genul. Și suntem în grupă cu Atletico Madrid, Lokomotiv Moscova și Bayern, ca și în realitate. Cam atât cu acest video, dacă v-a plăcut uitați de un like și un subscribe la canal. Nu uitați de marile întrebări. Simulare normală sau simularea lungă, pe care o preferați. Și sugestii de transferuri, pentru că mai am încă timp, câteva zile, cred că sau o lună. Mai am timp până în august. Mai am timp și de aia vă rog, dacă aveți niște sugestii, o să am urechile deschise. Cam atât. Eu am fost Vlad. Pa! Sugestie de video în stânga, sugestie de video în dreapta, abonați aici, oricare ar fi alegerea de video, enjoy!